Imediat. Mă aud? Da, am. Ok. Se vede, da? Da, am. Ok. Bună ziua tuturor. Mă numesc Claudiu Iulian Cercel. Sunt student în an terminal la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Matematică și Informatică. Lucrarea pe care o să o prezint se numește ACOAC Magna, Sistem de Monitorizare al Calității Apei. Pentru a putea crea o idee asupra ce cuprinde lucrarea, va trebui mai întâi să răspundem la întrebările de ce și pentru cine se adresează produsul, urmând apoi a prezenta soluția propusă, respectiv părțile componente ale acesteia. Începem, bineînțeles, cu abordarea întrebării de ce există această lucrare, întrucât omenirea se află într-un amplu proces de poluare a planetei încă de la începutul primei revoluții industriale. Cu toate acestea, abia în anii 70 a fost conștientizat efectele negative asupra stratului de ozon și al ecosistemelor. Toate acestea, împreună cu creșterea populației, așadar a cererii de apă potabilă, duce la un impas global masiv, deoarece această cerere se contrazice cu poluarea din ce în ce mai mare, după cum sugerează și imaginele de mai jos, unde avem râul Yamuna, care a fost declarat din punct de vedere ecologic mort, lacul Taihu, care a devenit în China groapă de gunoaie pentru fabricile de industrie chimică, respectiv lacul Caracai, care este actualmente groapa de gunoi a centralei nucleare Mayak. Cunoscând astfel motivele proiectului, trebuie decis cui se adresează acesta. Proiectul intenționează să aibă o plajă mărită de utilizatori, pornind de la cetățenii care doresc să testeze apa în vederea unei posibile achiziții de filtru, până la laboratoare de testare a apei pe mai mulți parametri sau companiile care se ocupă de tratarea și pomparea apei curente în orașe și sate. Astfel, soluția propusă și dezvoltată este un sistem Internet of Things cu trei părți componente. Acestea sunt rețeaua de senzori conectați fizic la o plăcuță programabilă Lolin 32, ansamblu care comunică cu a doua componentă, aplicația mobilă, destinată cetățenilor și angajaților companiilor. Aplicația va salva datele într-o bază de date în cloud, bază de date care va putea fi accesată de către companii printr-un portal web. Componenta hardware a acestui proiect a fost realizată folosind trei senzori, ilustrați și mai jos, și anume senzorul de pH, turbiditate și conductivitate. Cei trei senzori măsoară pe rând concentrația de ioni de hidrogen în apă, cât de murdară sau plină de aluvioni este și respectiv cât de bine conduc electricitatea aceste aluvioni în apă. Acest senzor se conectează la plăcuța programabilă Lolin 32, care folosește la bază microcontrolerul SP32. Acesta suportă alimentare de maxim 5V, poate oferi alimentare către senzori de până la maxim 5V, poate accepta semnal din partea acestora până la 3,3V, aici introducând nevoia de utilizare a divizorilor de tensiune în cazul în care semnalul primit depășește 3,3V. Și totodată oferă 5 pin pentru împământare. Microcontrollerul vine la pachet cu Wi-Fi 802.11 și Bluetooth 4.2 cu standardele de Bluetooth Classic și Bluetooth Low Energy, care o să fie folosit ulterior. Componenta cea mai complexă a proiectului este cea destinată atât cetățenilor, dar și angajaților. Aplicația permite creare și gestiune de cont, parte importantă pentru angajați, deoarece trebuie să se înroleze la compania la care sunt angajați, după cum se vede în ultima imagine, cea de aici.
Utilizatorii pot realiza scanări în fereastra New Scan, unde aplicația se conectează la modulul de senzor prin Bluetooth Low Energy, deoarece permite o rată mai mică de date transmise și totodată permite economisirea bateriei pentru modulul de senzori. Totodată, utilizatorii vor putea să vadă istoricul lor de scanări cu posibilitatea de a vedea locația exactă a scanării printr-un pin pe Google Maps. Procesul de scanare este unul destul de simplu și intuitiv. Acesta presupune verificarea de către aplicație dacă telefonul utilizatorului are Bluetooth-ul și locația pornite. Asta reprezintă primul pas. În cazul în care una dintre permisiuni este oprită, aplicația va afișa mesajul din prima imagine. După ce amândouă permisiunile au fost pornite, utilizatorul va putea inițializa procesul de scanare așa cum a fost prezentat la slide-ul anterior. Va trimite un mesaj de avertisment să pornească modulul de scanare și apoi va putea porni procesul. În momentul în care pornește, aplicația va începe să caute plăcuța Lolin și momentul în care o va găsi, se va conecta și va aștepta date de la aceasta. Plăcuța va transmite valorile identificate pentru pH, turbiditate și conductivitate detectate pe mostra de apă la care se execută testarea. Aplicația apoi le va transpune în valorile standard stabilite de World Health Organization și va colora cardul unde afișează informațiile în funcție de încadrări. Verde dacă valorile toate se află în standarde, portocaliu dacă una dintre valori va depăși cu maxim o unitate standardele, respectiv roșu în care unitatea a fost depășită cu totul. După 10 secunde, aplicația încheie conexiunea, iar plăcuța intră în deep sleep. Utilizatorul va putea apoi să scaneze din nou. În cazul în care una dintre valori nu a ajuns la un prag stabil sau să salveze înregistrarea în baza de date. Aplicația va prelua în momentul respectiv locația sub formă de latitudine și longitudine, data și ora curentă a dispozitivului, apoi trimite datele către cloud, urmând ca acestea să apară în istoricul prezentat anterior, cel de aici, din a doua imagine, unde, la fel, cardurile respective se colorează în funcție de valorile stabilite. Portalul web, respectiv ultima componentă, este destinată exclusiv companiilor de epurare și pompare a apei curente, întrucât acestea lucrează la distribuția apei în orașe și sate, unde trebuie verificate să fie în standarde, respectiv când primesc reclamații cu probleme din partea clienților, în cazul în care, după anumite lucrări de schimbare a țevilor de apă curentă, unii clienți o să aibă în continuare apă de calitate proastă. Portalul permite astfel flux în timp real al datelor înregistrate de către angajații aflați în teren și eficientizează procesul de luare al deciziilor, după cum se vede în imaginea a doua. După ce companiile își creează contul și distribuie aplicația, respectiv conturile de angajat, în momentul în care fiecare va realiza înregistrări la fața locului, ele vor apărea în tabel cu numele angajatului, care la momentul unui hover se va putea vizualiza datele acestuia, respectiv mail și număr de telefon, ca să poată să fie contactați pentru anumite modificări, respectiv data când a avut loc, locația sub formă de latitudine și longitudine și cele trei valori înregistrate. Cam atât din partea mea. Declar astfel deschisă sesiunea de întrebări și răspunsuri și mulțumesc pentru timpul acordat.
Mulțumim și noi, Claudiu. Cum preiei datele de la senzori? Explici un pic, Poftiți? cum preiei datele de la senzori? Care sunt datele? Cum le preiei? Păi primesc de la senzori pH-ul sub formă de Eu știu, flow. dar ce limbaj sau cum ai făcut să preiei datele, A, a, să a, am comunici cu înțeles. Da, senzorii? da, da, am Am văzut că înțeles. ai o comunicare prin Bluetooth, dar cum? Da, 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 am înțeles, am înțeles. Plăcuța am programat-o folosind Arduino IDE și ca și limbaj am folosit C Embedded. A trebuit să trec fiecare senzor printr-un proces de calibrare pentru că fiecare nu prelua datele așa cum trebuiau. De exemplu, la senzorul de pH a trebuit să introduc și un divizor de tensiune pentru semnalul pe care îl trimitea, pentru că mi-l trimitea sub formă de 5 V. Apoi, pe partea de calibrare, senzorul de pH trimitea în momentul în care îl puneam în soluție de pH 7, îmi trimitea 5 V pe care l-am translatat drept fiind pH 0. Am făcut o distribuție sub formă de segmente, unde 0 V înseamnă pH 14, 2,5 V înseamnă pH 7 și 5 V înseamnă pH 0. După care a trebuit să introduc fiecare senzor în soluții standard. Pentru pH a trebuit să-l pun în soluție de pH 7 respectiv 4. Și acolo, în funcție de tensiunile pe care le primeam din partea senzorului, îmi O întrebare. realizam în Excel. Ok, o întrebare aș mai dori. Cu ce Sigur. frecvență, n-am înțeles cu ce frecvență culegi datele, adică senzorii respectivi, cu ce frecvență trimit date sau sunt interogați, n-am înțeles mecanismul. Plăcuța intră în modul de așteptare de client pentru Bluetooth. În momentul în care eu mă conectez cu aplicația, plăcuța apelează niște funcții care preiau datele de la senzori, după cum am prezentat, mă rog, după cum am răspuns anterior. Și din cauza că microcontrolerul lucrează la 12 biți, el îmi limitează tensiunea de primire a semnalului la 3,3 și din cauza asta trebuie să folosesc divizor de tensiune. Pe parte de frecvențe n-am avut ce să modific foarte mult în codul sursă pentru plăcuță. Bun, deci înțeleg că ai folosit doar 3 senzori, corect? Da. Bun, dar nu avem nimic despre datele măsurate. Deci asta era prima mea curiozitate, cum se declanșează evenimentul de înregistrare a datelor? La dorința utilizatorului ad hoc sau există un În mecanism? momentul în care utilizatorul dorește să realizeze scanarea, el intră în fereastra de New Scan din aplicație și acolo aplicația realizează conexiunea Bluetooth cu plăcuța. Și automat când plăcuța intră în modul de user conectat, va apela funcțiile pentru senzorii respectivi. Te-ai gândit la un număr de senzori pe care... Inițial voiam să folosesc mai mulți, să mai folosesc și senzori pentru Total Dissolved Solids în apă, însă din păcate nu am găsit disponibil să cumpăr. Eu m-am limitat acum la ce am reușit să achiziționez. Ok, mulțumim. Mulțumesc și eu. Următoarea prezentare este Viorica Pușcaș.